Bună ziua, doamnelor, domnilor! Eu sunt Gheorghe Bobeică, jurnalist independent moldovean acreditat la Consiliul Europei. Și astăzi le am ca invitate pe doamna Ana Ursachi, avocat. Bună ziua! Și pe doamna Lilia Petrenco. Bună ziua! Soție ex-deputatul Republicii Moldova, ex-membru al Delegației Parlamentare a Republicii Moldova la PCE, membru onorific asociat la adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Bună ziua, stimate doamne, bine ați venit aici, în studioul Consiliului Europei. Bine v-am regăsit. Vă văd din nou aici la Strasburg, din nou cu aceeași problemă. Ați venit aici ca într-un fel să-l ajutați pe Grigorie Petrenco, ca să fie eliberat. Știu că și v-am văzut și eu personal că ați vorbit cu mulți politicieni de aici, ați lămurit care este situația cu Grigore acolo, de ce a fost întemnițat și căutați în aceste două zile cât sunteți aici la Strasburg să găsiți soluții spre eliberarea deținutului politic Petrenco. Știți, domnule Popeco, stimați telespectatori, o primă încercare de a Interacționa cu membrii Adunării Parlamentare a Comisiei Europene și de a căuta um, ca problema deținuților politici în Republica Moldova să devină o problemă oficială care să apară cu titlul de presiune asupra autorităților moldovenești care au început să facă represiuni legale asupra cetățenilor țării sale. A fost atunci, în 30 septembrie, când am semnat. Am adunat semnături și a ieșit ca urmare declarația adunării parlamentare cu privire la eliberarea urgentă a lui Grigore Petrencu și a camarazilor săi ilegal arestați în 6 septembrie. Amintesc că acea declarație a fost semnată de 32 membri ai adunării parlamentare a Consiliului Europei în marea majoritatea cărora au semnat-o imediat ce au auzit că influențele exterioare și presiunile asupra justiției moldovenești se fac de către oligarhul Vladimir Plahotniuc, o persoană indezerabilă în Republica Moldova, cel care astăzi este asociat cu răul cel mare în țara noastră. Astăzi suntem din nou în APCE, însă am venit deja pentru a ajuta o țară întreagă, o spun asta cu deplină responsabilitate. Cazul lui Grigore Petrenco a devenit un indice foarte serios de care ne vorbește despre faptul că instituțiile democratice în Republica Moldova au clacat că nu mai funcționează nimic din ceea ce înseamnă sistemul de justiție și sistemul organelor de drept. Ori această lipsă de... Uh, lucru normal și legal, a tras după sine încălcări foarte serioase ale drepturilor omului, cazul lui Grigore Petrenco fiind un exemplu perfect și totodată fiind instrumentat de către autoritățile noastre, drept o sperietoare pentru oricare eventual lideri ai opoziției, pentru oricare lider uh, a protestelor ce se desfășoară și astăzi în țara noastră, a protestelor care nu au mai contenit din data de 6 septembrie, când oligarhul Plahotniuc și-a arestat rivalul și dusmanul său, Grigore Petrenco, însă nu va putea aresta o țară întreagă care se răscoală și se revoltă împotriva oligarhiei, împotriva sărăciei, împotriva dezmățului care se întâmplă în această țară. De ieri și până astăzi, la această oră când suntem în studio, am avut o multitudine de întâlniri pe, unde am vorbit despre ceea ce se întâmplă și cum a evoluat cazul lui Grigore Petrenco. De asemenea, vă spun că suntem la o etapă când, în legătură cu cazul lui Grigore Petrenco, dar și în legătură cu grave semnale ce, despre dezmânsul ce se petrece în țara noastră. Moldova a fost vizitată deja de uh, Comitetul de Monitorizare, în frunte cu Ștefan Șenach și cu raportorii pentru Republica Moldova. De asemenea, Moldova a fost vizitată de alți membri ai Consiliului Europei, precum Andrei Hunco, uh, a fost vizitată de către deputații ai Parlamentului European, precum Helmut Scholz și acești oameni, întorcându-se acasă, au adus uh, reflexii foarte negative. Din păcate, pentru țara mea, o spun, reflexii foarte negative despre lucrurile ce se întâmplă anume în țară. Asta dimineața am avut și o discuție cu doamna Ambrazor, distința doamnă care a fost până acum președinta Consili adunării parlamentare a Consiliului Europei, care ne-a relatat și ea că tot ce se întâmplă în Republica Moldova este o catastrofă. Evident, am participat astăzi și vom participa pe parcursul zilei de mâine și poimâne cât suntem aici, la diverse întâlniri și lucrări ale grupurilor parlamentare în Consiliul Europei, unde vom raporta cazul lui Grigore Petrenco, în special legat de faptul că în data de 25 ianuarie, luni, această, deci la începutul acestei săptămâni, Justiția din Moldova a mai făcut o gafă iremediabilă din punctul meu de vedere. Da, am observat și eu, nicătând la faptul că au fost Demersuri din partea a doi europarlamentari exact. și din partea a doi președinți de comisie de aici, de la PCE, exact. nu s-a luat în seamă nici acest demers, iscălit de patru oficiali europeni și s-a prelungit detenția, detenția încă pe trei săptămâni. Uitați, deci vorbim de o cerere de schimbare în locuirea măsurii preventive, care am făcut-o de fiecare dată. O asemenea cerere o făceam de fiecare dată când ne confruntam cu detenția prelungită ilegal în privința lui Grigore și a camarazilor săi. De data aceasta am avut patru înalți oficiali care au semnat garanții personale în interesul lui Grigore Petrenco. Or există o procedură prevăzută de codul de procedură, de codul de procedură penală intern în care se spune că notorietatea și autoritatea absolută a unui garant ar fi suficientă în cazul în care acest garant subsemnează că își cunoaște obligațiile și introduce o sumă uh, bănească estimată la 50 de unități convenționale, adică 1000 de lei moldovenești în contul judecătoriei, căreia îi se cere liberarea deținutului. Acest lucru a fost respectat, instanța a primit patru declarații scrise și semnate în original de către deputatul Helmut Scholz în Parlamentul European, de către doamna deputat Gabriel Zimmer, de către domnul Andrei Huncov, care este membru adunării parlamentare al Consiliului Europei și de către Tini Cox, Martinus Maria Cox, care de asemenea a semnat o declarație. Judecătorii, cum era și de așteptat, au mers pe calea să dea curs influențelor exterioare, influențelor oligarhice. Ei au, nu au putut face nimic ca să combată aceste presiuni, ori nu au dorit să facă și acest lucru sigur se va reflecta pentru viitoarea lor carieră, indiscutabil, dar au respins într-un mod barbar, aș spune eu, aceste declarații, insultând prin răspunsul său, nu doar justiția, ci și sensul colaborării Republicii Moldova pe care încercăm să o facem în uh, drumul către integrarea în Uniunea Europeană. Pentru că atunci când Republica Moldova are nevoie de ajutor, atunci când Republica Moldova are nevoie de credite enorme care vin din uh, Uniunea Europeană, atunci când Republica Moldova are nevoie de mediere din partea Uniunii Europene, atunci, indiscutabil, uh, se respectă toate, pe hârtie, doar se respectă toate obligațiile pe care le impune Uniunea Europeană. Politicienii noștri, cei care au câștigat prin fraudă, Scrutinul din 30 noiembrie, de asemenea, au mințit poporul cu o pretinsă integrare în Uniunea Europeană, sperind alegătorii că, în cazul în care vor alege alte partide, nu va mai, mai fi posibilă această integrare. Și uitați, tocmai exponenții puterii au făcut presiune asupra judecătorilor și cei care ne-au vorbit fals și uh, minciunos în, în privința importanței de integrare în Uniunea Europeană au făcut această, deci au, stat, au, pus la cale această decizie prin care au acceptat existența deținuților politici în Republica Moldova. Au continuat detenția ilegală a deținuților politici pe o perioadă deja de aproape șase luni, o perioadă de timp injustă în raport cu oricare acuzație nu ar fi, și aceasta a fost și părerea doamnei Ambrazor cu care am discutat astăzi dimineață, care printre altele ne-a spus că tot ce se întâmplă în țara noastră este o catastrofă, așa a numit dumnei foarte pe scurt și laconic situația din țara noastră. Acei trei judecători, numele lor este Ludmila Ursu, Tatiana Bivol și Grigore Cazacu, au respins declarația la patru oficiali europeni doar pentru un motiv că ei nu sunt prezenți în sală atunci când legea nu o cere, există articolul 179, cred că acordul de procedură penală nu aș intra acum în subtilități strict juridice pentru că sunt mai puțin importante decât fenomenul care se răspândește tot mai mult și mai mult de injustiție în sistemul de drept al țării noastre. Și au spus că, deoarece nu-i văd pe acești garanți în fața lor, nu-i pot preîntâmpina despre obligațiile ce le au în privința lui Grigore Petrencu. Deci este o, o explicație absolut absurdă a refuzului nemotivat și asta vine pe fundalul um, unor preîntâmpinări foarte serioase a oficialilor europeni care au vizitat țara noastră și mai devreme, care au vorbit despre faptul că dosarul lui Grigore Petrencu pare a... A avea toate elementele de influență politică. Despre asta a spus deja în mod deschis și ambasadorul Statelor Unite în Republica Moldova. a vorbit despre aceasta și ambasadorul Germaniei, a vorbit despre aceasta mai mulți oficiali care au și-au permis să spună chiar și ca, să, să comenteze chiar și detalii legate strict de un caz în justiție reflectându-ne adevărul pe care îl cunoaștem cu toții. Dosarul lui Grigore Petrenco este un dosar politic, este un dosar care nu are nimic cu natura acuzației juridice și este un dosar care uh, se bazează doar pe ura unui om, pe dorința lui de răfuială. Vorbim de Vladimir Plahotniu care până astăzi se răzbună pe Grigore Petrenco pentru acele ieșiri îndrăznețe pe care ex-deputatul Grigore Petrenco le-a făcut împotriva regimului oligarhic, pentru uh, protestele care au fost uh, Organizate de Gregorie Petrencu în vara anului 2015, atunci când o lume întreagă scoasă afară în, în stradă a cerut micșorarea tarifelor la gaz, energie electrică, la, împotriva scumpirii prețurilor, toate ministerele fiind responsabile de aceste scumpiri fiind subjugate lui Pla Hutniuc. De asemenea s-a răzbunat pentru faptul că Gregoriu Petrencu i-a deconspirat mai multe averi pe care le are prin Uniunea Europeană, mai multe crime în care a fost implicat, a spus lucrurilor pe nume și sigur că a atras prin această atenția întreaga societăție noastră, care și așa mocnea deja de, 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 de ură și de deznădejde uh, cu privire la acest uh, regim instaurat de o singură persoană, de faptul că Vladimir Plahotniu, într-un timp foarte scurt, a reușit să primească în captivitate justiția noastră, organele de drept, până la urmă și economia și întreaga țară, pentru că pe parcursul acestei emisiuni vom vorbi și despre uh, încălcări foarte grave care s-au întâmplat în țara noastră și au fost uh, într-un fel uh, tolerate sau chiar și facilitate în uh, a se întâmpla de către Curtea Constituțională a Republicii Moldova. Deci lucruri într-adevăr foarte, foarte, foarte grave. E, dumneavoastră a fost așteptată ieri în prima jumătate a zilei, s-a vorbit foarte mult despre venirea dumneavoastră, chiar am fost și eu personal întrebat de câteva persoane de ce n-ați sosit, nu am putut răspunde, dar știu că ați venit mai târziu spre seara zilei și vreau să vă spun că la ora 2 ieri, aici la ora 14, a avut loc ședința comisiei de monitorizare și s-a discutat chiar și cazul domnului Grigore Petrenco. Și după câte am înțeles eu din spusele celor care au vorbit, cu cine am făcut interviu, e vorba de domnul Ghilețchi și domnul Andrei Neguța. Ei mi-au spus că s-a vorbit acolo în genere, ședința a fost închisă, n-au fost admiși jurnaliști, dar câte ceva am aflat și eu, că în Republica Moldova, de grabă, vor veni doi raportori ai Comisiei de Monitorizare a Consiliului Europei și se vor întâlni cu doi deținuți. Politici ascultați atent doi deținuți politici anume Grigore Petrenko și Vladimir Filat. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră uh, calificarea aceasta deținut politic uh, se atribuie uh, la mândoi sau numai la unul după părerea dumneavoastră din câte cunosc uh, nicio rezoluție asemănătoare acele rezoluții care a fost primită în 30 septembrie în privința lui Grigore Petrenco, unde el a fost în acea declarație recunoscut de ținut politic și s-a votat cerința de eliberare urgentă a lui îndreptat autorităților noastre. În cazul domnului Filat nu există. În mod evident, ca jurist pot să vă zic că dosarul lui Vladimir Filat trezește foarte mari suspiciuni de răzbunare, politică, oligarhică, numiți-o cum vreți. Eu, ca cetățean, nu mă pot pronunța în cazul dat ca avocat, pentru că nu participă în acel dosar, dar, ca cetățean, nu am nicio satisfacție de la justiția care se face în cazul lui Vladimir Filat, deoarece nu este nimic altceva decât o profanare a acelor deziderate pe care chipurile ar merge Republica Moldova în calea combaterii corupției, salvării parcursului european și, de ce nu, întoarcerii miliardului furat. Toată țara a scandat la Proteste începând cu vara de fapt de un an de zile accentuat în vara anului 2015 a scandat lozinci și împotriva lui Vladimir Felat în egală măsură cu Vladimir Plahotniuc, Mihai Gimpu, tradătorul care s-a făcut cunoscut în ultimul timp prin acea faptă mizerabilă de a trece de partea deputaților care au... Încoronat guvernul Filip, cel votat în șase minute, și care a trezit ieșirea în stradă la sute de mii de cetățeni. De asta vă spun că așteptările oamenilor în legătură cu o potențială pedepsire sau cu reflectarea unui adevăr în cazul lui Vladimir Felat au fost pur și simplu sfidate prin această justiție mizerabilă care se face și în cazul lui și prin faptul că, la fel ca și în cazul lui Grigore Petrencu, am auzit date despre tortura și tratamentul inuman și degradant cărui Vladimir Filate a fost supus în penitenciar. Totuși vreau să precizez că acuzațiile sub care se află acești doi deținuți, ambii politicieni, sunt diferite și dacă Vlad Filat este învinuit în acte de corupție, deci eu sincer vă spun, în momentul în care Gurin semnează, Gurin, procurorul general, demisia căruia o cere de un an întreg, o întreagă societate, în momentul în care un rechizitoriu și pentru Filat este semnat de Gurin, eu cred că el nu are nicio credibilitate. Totuși, acuzația cel puțin formală în privința domnului Filat este de corupție, iar acuzația care este adusă lui Grigore Petrenco este o acuzație de comitere a dezordinilor în masă, de, este vorba de penalizarea acțiunilor lui Grigore Petrenco pentru protestul, în cadrul protestului din 6 septembrie 2015. Nu, Grigore nu a avut niciodată o acuzație și nicio suspiciune legată de numele său în privința corupției, în privința furtului, din potrivă este cunoscut ca un om care a luptat pentru uh, păturile social vulnerabile, pentru oamenii săraci, a luptat împotriva tuturor uh, semnalelor legate de sărăcie, corupție, îmbogățire ilicită a demnitarilor. A fost cel care, după cum v-am și zis și repet, a deconspirat mai multe din aceste situații în care uh, pentru o îmbogățire injustă, pentru o îmbogățire ilicită, guvernanții noștri s-au pretat la diverse ilegalități prin acte de corupție. Deci, Grigori Petrencu nu poate fi sub nicio formă asemănat cu Vladimir Filat. Chiar dacă aparent lucrurile nu merg bine nici în cazul domnului Filat și în justiția moldovenească nu mai are nimeni încredere, nici într-un caz, nici într-al doilea, nici într-al treilea, nici într-un caz simplu, obișnuit, unde nu sunt, antrenați persoane, antrenate persoane din domeniul politicii. ce, deci la Grigori Petrenco avem un element esențial, Gregore Petrenco a intrat în vizorul atât opiniei publice cât și opiniei internaționale, a partenerilor noștri externi, ca persoană care este victimă a represiunilor. Și acest lucru este bine de știut, este bine de accentuat. Știți, acum, chiar astăzi, înainte de emisiune, mi-am dat seama că aș putea, în premieră, deci chiar în emisiunea dumneavoastră o să fac o afirmație pe care nu am mai făcut-o niciodată, nicăieri, deoarece abia astăzi am înțeles adevăratul motiv al judecătorilor să respingă de două ori consecutiv invitațiile a adunării parlamentare a Consiliului Europei, care au fost date în numele lui Grigore Petrencu. Membru onorific al APC. Exact, membru onorific al APC. Pe lângă faptul că există presiunea aceasta și dorința lui Plahotniuc de a ține pe Petrenco în pușcărie, judecătorilor de fiecare dată când am cerut eliberarea lui Gregore Petrenco le-au fost contrapuse argumentele apărării, printre care de două ori, deci în perioada 24-25 septembrie, atunci a avut se loc o ședință de judecată și acum, pe 25 ianuarie, când a avut se loc o altă ședință de judecată, în cadrul căreia s-a dezbătut întrebarea măsurii preventive, deci de două ori deja, instanțiilor de judecată le-a fost comunicat că adunarea parlamentară a Consiliului Europei îl invită pe membrul onorific al APCE la sesiunile sale. Atunci vorbeam de sesiunea de toamnă și acum vorbim de sesiunea de iarnă mi-am dat seama, la un moment dat am simțit că tocmai când prezentăm această invitație ca argument suplimentar, credeți-ne că și pe lângă această invitație am avut argumente foarte multe în favoarea eliberării lui Grigore Petrenco și acest argument a fost din start și se mențin până astăzi. Dar atunci când am vorbit de invitația să vină la PCE, am simțit o iritare deosebită și o dorință de a rejecta cu orice, prin orice măsură posibilă o eventuală întâmplare în care Grigore Petrenco ar veni în coace. Știți de ce? Eu mi-am dat de seama ce? asta abia astăzi. Uitați-vă în fața noastră, domnule Bobeico, stimați telespectatori, am găsit astăzi o groază, pur și simplu, o sumedenie de documente care au fost primite în cadrul lucrărilor sesiunilor anului 2015 al adunării parlamentare a Consiliului Europei, în special cea din toamnă de când subiectul deținuților politici, Grigore Petrenco și camarazilor săi în Moldova. Este pus în discuție aici la APCE și am găsit foarte multe rezoluții despre, de exemplu, persecutarea pe criterii politice în Republica Moldova. Această rezoluție a fost primită în cadrul unor ședințe de lucru în APCE. Sau, de exemplu, o... Um, solicitare pentru a fi pusă, supusă la vot și a deveni un document oficial al întregii adunări parlamentare această declarație de eliberare urgentă al lui Grigore Petrenco. Uitați-o avem aici. Rapoarte peste rapoarte, rapoarte în care deja s-a constatat uitați-vă, Judicial Corruption, da? este vorba de corupție în justiție, și aici Republica Moldova, o întâlne, în acest raport, este menționată cu o periodicitate care sperie, pur și simplu, și, din păcate, pe mine m-a făcut să, să trăiesc un sentiment de profundă rușine că țara mea, pur și simplu, la fiecare paragraf din acest raport, este menționată despre toate aceste documente. Document de persecuție politică, document prin care se va vota cerința de eliberare urgentă, deja. Insistent din partea Uniunii Europene către Moldova, al lui Grigore Petrenco. Documentul în care se vorbește despre semnale extraordinar de grave de corupție judiciară nu se cunosc în Republica Moldova. De asta vă spun, domnule Bobeico, că această afirmație o fac în premieră aici, deoarece am intrat în posesia acestor documente acum o oră în urmă și vreau să vă spun că dacă Grigore Petrenco, printr-un miracol, ar fi fost eliberat atunci, în perioada lui 30 septembrie sau acum în uh, cadrul ultimei ședințe când am cerut eliberarea lui pe baza celor patru garanții, dar și pe baza invitației să vină încoace, Grigore Petrencu ar fi deconspirat acest lucru imediat noi nu am știut, el a, el a lucrat patru ani de zile în APCE, el cunoaște foarte bine cum să primesc aceste rezoluții. Deci ele au fost pur și simplu într-un mod barbar, nerușinat, ascunse de către autoritățile noastre, deoarece sunt anumite documente care datează de exemplu cu 19 iunie 2015. Deci cele pe cale diplomatică, pe cale oficială ar fi trebuit să ajungă de mult la Ministerul Justiției și la Guvernul Republicii Moldova. Ori documentul despre Persecutarea politică, or documentul, uh, procesele verbale, procesele verbale a, a tuturor ședinților din toamnă până acum, inclusiv a sesiunii de iarnă. Deci tot acea, despre tot aceasta, puterea de la noi cunoaște și tace. Imaginați-vă că dacă Grigore Patrencu ar fi în continuare prezent aici, chiar și cu titlul de oaspete, onorific, sigur că Republica Moldova, cetățenii țării noastre, ar afla. Despre aceste constatări foarte neplăcute despre țara noastră, pe care le-au făcut în cadrul ședințelor lucrative europenii din adunarea parlamentară la care Moldova a aderat foarte mulți ani în urmă. Și doar un miracol, probabil, ne-a ajutat pe noi să intrăm în posesia acestor documente, și un caz nefast, nefericit pentru Vladimir Plahotniuc, care sunt sigur, au ordonat tuturor instituțiilor subjugate să nu uh, apară nicio informație despre opinia adevărată a instituțiilor europene de, despre țara noastră. Și uitați, acum am deconspirat acest adevăr. Un motiv în plus să credem că Grigore Petrenko, tocmai pentru aceste adevăruri, rămâne în detenție și va rămâne pentru... Uh, atâta timp cât justiția va fi captivă și subjugată lui Plahotniuc. Desigur, s-ar cere aici o investigație jurnalistică, să vedem și noi jurnaliștii într-adevăr de ce s-au ascuns aceste documente sau de ce nu s-au făcut publice, dar vreau să vă spun că deja de trei ani de zile aici la Consiliul Europei, mai ales la ședințele adunării parlamentare a Consiliului Europei, nu mai vin jurnaliști din Republica Moldova. Statul Moldova, după cât am înțeles, este un stat foarte sărac și nu își poate permite așa lux să trămate jurnaliști aici la Consiliul Europei. Cât ce mă privește pe mine, eu fac aici un voluntariat de acum deja de 12 ani de zile și vin și eu când pot și ajut și eu oamenii care cad la nevoie, în cazul de față, Grigori Petrenco, cu care, mai repet, M-am întâlnit nouă dată aici la PCE, poate cu multe din orele lui de cuvânt în emicicul nu am fost de acord, dar când văd că este o injustiție privitor la el, el este încarcerat pe nedrept, Desigur, ridic și eu mâna contra acestei injustiții. Acum să revenim la următoarea întrebare. Doamnă Ana Ursache, vă știm ca un bun avocat în Republica Moldova. Vă știu că ați câștigat foarte multe procese judiciare grăitoare. Cred că și acest proces, acest dosar, dacă nu va fi rezolvat în Republica Moldova, el va ajunge până la CEDO și Republica Moldova... La cei 37 de persoane culpabile, conform listei care a fost făcută publică săptămâna aceasta de către Ministerul Justiției, cred că se va a, 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 se mai adauga a 38 le în cazul dosarului dumneavoastră. Și acela, 38 le va fi nevoit, cum susțin unii experți, să restituie statului toate pagubele pentru pierderea acestui dosar la CEDO. Și dat fiind faptul că este aici soția domnului Petrencu, doamna Lilia, vreau să o întreb despre Grigore Petrencu, despre condiții. Lilia, că ce o slovi să deja ne o Grigoria, moștele vă i o vedeți, este sfidaniu snim. У Григория очень плохие условия содержания. С 6 сентября он находится в заключении. Сейчас он находится в пенсарном учреждении номер 13. Никаких условий для содержания нет. К нему применяются различные пытки, как, например, более двух месяцев. Его прогуливали в боксе с больным туберкулезом, тем самым подвергая его опасности заражения этой болезнью. После того, как было нами э, сделано обращение в Комитет по правам человека, э, в Комитет против пыток были нанесены на различные визиты депутатов парламента, приезжали депутаты Европарламента, был член парламентской ассамблеи Совета Европы господин Хунко, его перестали прогуливать в боксе для туберкулезных больных, но мы сделали неоднократно заявление на судебных заседаниях с просьбой и возможностью ему проверить свое здоровье, сделать рентгеновский снимок и выявить возможность Заражения этой болезнью. Каждый раз мы получаем отказы: до сегодняшнего дня у него не было возможности сделать рентгеновский снимок и выявить, опасность, заразился ли он этой болезнью или нет. После визита господина Шенаха в конце декабря в отместку за то, что им было рассказано правду о его условиях содержания, о несправедливости этого дела. На его камеру был повешен дополнительный замок. Сколько Ключ... сейчас? Два. Ключ, э, э -э, ключ да. и еще один замок, и еще значит, двойное да, 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 закрытие. Двойное закрытие. Ключ от этого замка находится только у одного человека. На момент новогодних праздников, более 10 дней, этот человек отсутствовал на работе, следственно, более 10 дней Григорий не вышел из камеры на прогулку, более 10 дней он не имел возможности принять душ, у него не забирали мусор, не было вентиляции, воздуха. Э, таким образом, власти в отместку дополнительно разбирается с григорием Петренко за каждый визит официального лица ему не дают возможность звонить связываться с нами дети его не видели с 6 сентября несколько раз они пытались я пыталась привести их в суд на каждом суде присутствует очень много людей вооруженных, охраны, которые охраняют. Бывает, что более 12-15 человек находится в зале заседания суда, да. тем самым не давая возможности в масках с, с оружием, не давая возможности даже нам находиться родственникам там, потому что суд говорит, у нас уже нет места в зале, все заполнено людьми с автоматами. У нас маленькие дети, 5-8 лет, они в первую очередь... Боятся такого количества вооруженных людей в масках. И детям не дают видеться с, со своим отцом с 6 сентября уже полгода проверяют всю переписку. В преддверии дня рождения Григория мне удалось заполучить свидание, которое длилось 40 минут. На это свидание я принесла поздравительные открытки от его матери, от его отца, от его близких и родных людей. И мне сказали, меня забрали эти открытки для того поздравительные, с пожеланиями здоровья, счастья, крепости духа. Открытки забрали для того, чтобы их проверил начальник тюрьмы и вернули, запретив ему прочитать э, послание его близких и родных людей. Э, вот таким образом э, я вам могу сейчас продолжать очень много вот таких случаев э, пыток, которые применяются Григорий Петренко, а также к его соратникам, которые также находятся в заточении. Например, после господина визита Шенаха э, других ребят, которые также находятся в тюрьме вместе с Григорием Петренко, специально сразу перед новогодними праздниками перевели в подвальное помещение. Перевели в подвальное помещение, где нет окон, где нет вентиляции. Все, что там имеется, это только койки и тараканы, которыми кишмяки шит эти камеры. Нет вообще ничего. У них нет даже воздуха, доступа к воздуху. Нет часов. Они не знают, сколько время. И они не могут знать, потому что у них нет дневного света. Они не знают, когда наступает день, когда наступает ночь. Votaki mere predprinimayutsya pe otnosheniyu cu etim lyudyam. E Eu aseara, am privit o emisiune de pe portalul Unimedia, unde a fost invitat domnul Andrei Nastase. Și când i-s-a adresat întrebarea plutără la domnul Petrenco, așa am înțeles eu că el a spus că unica sau una din greșelile cel mai mari a domnului Petrenco este că el nu s-a dus direct în piața mare a Dunării naționale, unde putea să strige jos oligarhii până seara târziu și să nu fie arestat. Greșeala cea mai mare că el a schimbat direcția uh, mișcării manifestanților și s-a apropiat prea mult de acele așezăminte ale domnului Plahotniuc. Asta a fost dumneavoastră cum credeți, dacă el continua direct. Știu că în ziua aceea de 6 septembrie eram și eu la Chișinău și am auzit că această manifestație pașnică care era pornită de la Academie a protestanților în frunte Grigore Petrenco a fost preîntâmpinată că vor merge sau au voie să margă numai până la Bonulescu Bodone nu la și acolo -Bodone, până la, până la, uh, era un cordon la de pârcalab. polițiști care vla cu pârcalab. Da. da. Și ei au fost nevoiți. Înseamnă că poliția uh, i-a impus ca ei să schimbe direcția. Iată, la eu chiar, și știm și Chiar noi. vă mulțumesc pentru întrebare, doamne Băbeco. Deci aici aș avea o precizare foarte importantă. În ultima vreme, datorită faptului că Andrei Năstase, împreună cu alți lideri ai protestelor, a unit eforturile comune și a consolidat un popor întreg, indiferent de viziuni politice, împotriva oligarhiei și împotriva răului, Mare, Plahotniu, care, deși este foarte mic de statură și așa scund, reprezintă într-adevăr un pericol uriaș pentru Republica Moldova. Pentru faptul că Andrei Stase a fost unul din cei care a consolidat populația pentru ca să vorbească indiferent de limbă, indiferent de credință și opinii uh, politice împotriva acestui oligarh și acestui regim, Andrei Nastase a devenit ținta unor. A devenit ținta unor uh, um, trucări fără de precedent din partea mass din Moldova. De acest motiv, eu vreau să vă spun că nu vine să cred că Andrei să fi spus faptul că Grigore Petrencu a făcut o greșeală când nu a venit în piață, probabil iarăși televiziunile din Moldova rup din context spusele lui Andrei Năstase, așa precum au făcut cei plătiți de către Mihai Gimpu cu opinia lui Andrei Năstase spusă în emisiunea Profunzime, atunci când el a spus că vom implementa obligatoriu acordul de asociere cu Republica Moldova, iar televiziunile subjugate lui Plahotniuc și alți la cheia lui au transmis cu totul altceva în când se denigreze imaginea. De, repet, Grigore Petrenco, la fel ca și toți protestatarii și toți liderii protestatarilor a avut un unic și simplu dezederat. Să, sărăcia să fie exterminată, oligarhii să fie înlăturați la putere. Și unde nu ar fi strigat acest lucru Grigore Petrenco, el a avut perfectă dreptate și perfect drept să o facă. Iar în ziua de 6 septembrie, documentul care îi permitea deplasarea împreună cu coloana de protestatari, a fost într-adevăr doar până în strada Like l cu like și uh, Grigore Petrencu nu a putut ajunge până în piața Marea a Națională, pentru că, într-adevăr, a fost împiedicat de polițiști. Ca răspuns la această piedică, care a fost pusă să acceadă către uh, valul de protestatari, Gregorie Petrencu a schimbat direcția și a plecat cu protestatarii către Procuratura Generală. A fost Însă, impus să schimbe direcția? Nu, uh, el a fost impus de polițiști, a fost împiedicat uh, de polițiști să se unească cu toată lumea care stătea în piață. Asta este indiscutabil. Însă, faptul că Gregoriu Petrencu a plecat către Procuratura Generală schimbând direcția, adică renunțând... La, să spunem așa, rezoluția primăriei care îl obliga să oprească doar în Strada cu Percalap, nu înseamnă o acțiune care poate fi privită sub componența infracțiunii care este incriminată. Schimbarea sau neglijarea unei prescripții a primarului municipiului Chișinău, atâta vreme cât vorbim de o acțiune spontană, și asta o să vă spună tot juriștii, pentru că pe drum de la Academia de Științe până la Strada Vaicu Percălăp, lui Grigori Petrencu i s-au aliniat foarte mulți oameni care nu au fost chemați de el la protest, s-au oameni pentru poziție civică, printre care, sincer vă zic, erau foarte mulți oameni pe care îi cunosc eu personal și care uh, poate până atunci nu împărtășeau opiniile lui Grigore Petrenco. Însă pentru un simplu și clar deziderat, jos oligarhia, uh, sus poporul, uh, jos Gurin și demisia. Gurin este unul din cei mai urâți procurori din Republica Moldova, unul care este protagonistul celor mai grave dosare de comenzi și răfuieli politice uh, și oligarhice care se întâmplă în țară, unul care a lăsat fără atenție grave crime precum furtul miliardului, uh, concesiunea aeroportului și alt cazuri foarte, foarte serioase în țara noastră, Gurin este, vă spun, urât de toată lumea. Și atunci când Grigori Petrenco a avut lozinca de emisia lui Gurin, lui s-au alăturat foarte mulți oameni. Prin urmare, acum, mă rog, aș vrea atenția juriștilor care ne ascultă, vorbim de un protest spontan și aflarea lui Grigori Petrenco, contrar pe emisiune lui Chirtoacă, dragă doamne. Chirtoacă, exponentul partidului care a tradat acum -o, o țară întreagă, în fața procuraturii Generale pentru a manifesta un lucru care îl vrea întreg poporul și chiar dacă Gregoriu Petrenco nu s-a unit cu protestatare din piață, ei au scandat în volum de 100.000 de oameni, demisia de lui Gurin, nu înseamnă sub nicio formă infracțiune. În această poză, de exemplu, uitați în această poză, îl puteți vedea șezând pe scările procuraturii și continuând -ul din ul din această portavoce prin care se scandau mesajele pentru oameni adunați în, în jur. O să-l puteți vedea în diverse alte poze, cum de exemplu uitați această poză unde el deja chiar și s-a așezat pe scări și ține un microfon în mână și o să, o să puteți vedea că de fapt clădirea Procuraturii Generale, cea despre care ilegal se menționează în învinuirea lui Grigore Petrenco, ar fi fost ținta unui atac, este perfect păzită de oamenii ăștia îmbrăcați în negru, care și acest lucru se vede într-o înregistrare de mai mult de șase ore, obținută din mai multe unghiuri de vedere de la diversi operatori care au filmat uh, obiectiv acel uh, protest, se vede cum, uitați, acest rând de oameni în negru. Au făcut la un moment dat o chestie provocatoare, o chestie care eu sunt sigur le-a fost deja dictată de sus, de acolo de unde uh, se afla cuibul uh, slujitorilor lui Plahotniuc, fie el procuratură, fie el guvern, fie el parlament sau chiar hotelul Nobel și clădirea GBC, unde s-a cuibărit oligarhul, de acolo a venit comanda. Faceți o acțiune de provocare și faceți așa ca oamenii ăștia să intre în confruntare cu poliția. Acești oameni îmbrăcați în negru lucrul ăsta se vede și în judecată îl putem demonstra, la un moment dat au îmbrâncit polițiștii care stăteau un rând mai jos către protestatari și când oamenii au căzut unii peste alții s-a întâmplat acea îmbuzeală care astăzi este incriminată lui Grigore Petrenco indiferent de faptul că nimeni dar vă spun acum că deja am audiat mai, mai mult de patru persoane am început audierea celui de al cincilea uh, polițist care se consideră parte vătămată în dosar Bine, partea vătămată nu știu pe ce criterii, pentru că ar avea o zgrietură, de exemplu, sau o vânătaie. Este un lucru rușinos pentru acei polițiști care au acceptat acest, acest statut. Uh, am aflat că nimeni din ei nu are pretenții și nimeni din ei la întrebarea l-ați văzut pe Grigore Petrenco să împingă pe cineva sau să opună rezistență violentă sau să dea foc sau să scandeze lozicii antestatale pentru că acestea sunt componența de infracțiune prevăzute de crima de, de dezordine în masă și toți au răspuns nu. La întrebarea ați văzut ca el să facă asta altcuiva și să fiți cumva martor au răspuns nu. Deci acuzația împotriva lui Grigore Petrecu se destramă pe zi ce trece. Tot ce rămâne constant este aflarea lui în detenție, lucru dictat direct de Vladimir Plahotneu. Și ultima întrebare, doamnă Ana Orosache, ca avocat, dumneavoastră cum vedeți rezolvarea sau ducerea până la capăt acestui dosar? Este o izbândă după toate cele ce ați făcut dumneavoastră aici la Strasburg? după toate protestele cel din Chișinău, unde se strigă libertate deținutului politic Grigore Petrenco. Eu sunt sigură că izbândă va fi, ca și toate chestiile bilicite uh, și murdare, la un moment dat uh, aceste jocuri se finalizează, orice joc murdar își are un sfârșit. Eu sunt sigură că presiunile care se pun din exterior, și uitați, am găsit foarte multe, repet, doveze ale faptului că aici se cunoaște adevărul despre țara noastră, chiar dacă Plahotniuc și Interpușii să vor să-l ascundă. Vor da la un moment dat roade și Grigore Pătrencu nu doar va fi eliberat, va fi reabilitat, iar foarte important, și aici vreau să vin cu o precizare, extrem, extrem de necesară. Cei care au îndrăznit să sfideze justiția, acei judecători și procurori care au mers strict pe comanda oligarhică vor fi pedepsiți. Dar ei nu vor fi din șirul celor 37. Aici foarte mare atenție, domnule Băbecă, pentru că dumneavoastră, ca patrut al țării noastre, dar om care stați departe de Republica Moldova, ați picat și dumneavoastră în capcana murdară a lui Vladimir Cebotar, ministrul nostru de justiție, care a făcut un act de profanare a acelei uh, potențiale inițiative legislative prin care se vrea acțiunea în regres față de judecătorii care vreodată au încălcat legea și au fost expuși uh, ca urmare statul a fost expus plăților la cedo. În lista celor 37 de judecători nu se regăsesc Sunt 27 de judecători dintre 27 care ceilalți administratori. Da, sau? domnule, Pete, domnule Bobica, vreau să precizez că din cei 27 de judecători nici pe departe nu se regăsesc judecătorii care într adevăr au sau au făcut vinovați de grave încălcări la CEDO și nu se regăsește nici unul din judecători care și-au au, și -au permis să aresteze ilegal oamenii pe 7 aprilie. Mai este încă, mai trăiește în inimile noastre durerea lui 7 aprilie. Nici unul din acea listă, din judecători care au dus prejudicii imense pentru că CEDA a condamnat Republica Moldova pentru arestări ilegale în 7 aprilie, nu se regăsește în această listă. Însă știți cine este în această listă? Este o doamnă judecător care a decedat vreo 3 ani în urmă. Deci, ministrul eu înțeleg că el nu este jurist și până acum a fost din ăsta administratori placăi ferate. Dar faptul că dânsul nu este jurist și nu cunoaște nimic în funcționarea mecanismelor de drept nu înseamnă că statul prin... Gura lui Vladimir Cebotar ar trebui să facă o acțiune în regres față de un judecător mort. Prin urmare, vă rog frumos să nu aveți în considerație niciodată lista făcută de Vladimir Cebotar drept o inițiativă adevărată de curățare a lucrurilor în justiție. Este nimic altceva decât din nou o paravană după care Placotniu își face treburile sale și încearcă să-i libereze locuri în justiție pentru următorii să interpuși, lucru care noi nu vă vom permite, iar o listă adevărată cu judecători și procurori care au încălcat legea, printre care judecătorii care au arestat ilegal oameni la 7 aprilie 2009, la 6 septembrie 2015 și în alte situații vor fi neapărat publicate, atrase la răspundere, dar cu un ministru de justiție integru. Într-o situație în care un procuror integru va veni uh, în fruntea Procuraturii Generale, în situația în care în fruntea Procuraturii anticorupție va veni un procuror integru, lucruri care deocamdată în Republica Moldova sunt niște visuri spre care noi uh, nu încetăm să mergem. Uh, fac o precizare. Este vorba de o informație care am citit-o azi pe un portal media și era vorba de 37 de culpabili, dintre care 27 de judecători, iar ceilalți sunt funcționari ai organelor de drept. Acestea au fost minciunea al ministrului cebotare. Doamnă avocat Ana Ursache, doamnă Lilia Petrencu, vă mulțumesc mult pentru acest interviu și vă doresc să fie ultima dată când veniți aici la Strasburg cu o asemenea problemă, să vă văd aici la Strasburg, cum v-am mai văzut și o ană în urmă, împreună cu soțul dumneavoastră, primlându-vă aici prin parcul de la Orangerie, să fiți-o familie fericită și în veci vecilor să nu mai aveți asemenea probleme cu care v-ați confruntat în ultimele luni vă вам большое за приглашение și în vă mulțumim pentru această emisiune. Vă mulțumim că prin intermediul acestui studio a Consiliului Europei avem posibilitatea să difuzăm în premieră niște informații foarte importante pentru țara noastră și mulțumim tuturor celor care cărora le pasă de subiectul deținuților politici, o mare rușine pentru Republica Moldova, stat ce se pretinde a fi pe care de, democratică în secolul 21. Am fost eu, jurnalistul independent Gheorghe Bobeica și vă invit la noi întâlniri aici în studioul Consiliului Europei.